Sâmbătă seara, o femeie deocamdată necunoscută a montat o lamelă metalică pe fanta de eliberare a banilor de la un bancomat din municipiu, blocând astfel eliberarea bancnotelor. La scurt timp, o persoană a încercat să scoată din ATM suma de 1000 de lei cu un card bancar, însă i s-au eliberat doar 800 de lei, restul sumei fiind găsită ulterior în interiorul ATM-ului. Polițiștii continuă investigațiile pentru identificarea persoanei care a montat lamela metalică. Pentru a nu fi victima unor astfel de înșelăciuni, polițiștii vă recomandă ca înainte de a introduce cardul în cititorul ATM-ului să verificați dacă există piese detașabile pe cititorul de card sau dacă există o anexă recentă adăugată pe tastatură sau pe dispozitivul de eliberare a banilor. Dacă există orice urme reziduale de clei în zona tastaturii sau a cititorului de card sau orice altă modificare firească a bancomatului, e posibil ca aparatul să fi fost recent pregătit pentru fraudare. Verificați partea de sus a aparatului dacă există obiecte care în mod normal nu au ce căuta în respectivul spațiu, chiar un pachet de țigări, o carte, o doză de răcoritoare, întrucât există posibilitatea ca acestea să ascundă camere video miniaturale destinate captării codului PIN. În cazul în care bancomatul nu vă eliberează suma de bani solicitată, nu părăsiți zona până la soluționarea situației. Apelați numărul afișat pe aparat pentru clarificarea pe loc a situației operațiunii bancare nereușite, iar dacă se exclud situații de genul lipsă de fonduri, card nefuncțional, expirat, bancomat offline, apelați de îndată numărul de urgență 112. În ipoteza în care părăsiți zona, persoana care a stat la pândă în scopul fraudării, în lipsa altor pericole, vine și recuperează dispozitivul de captare cu tot cu banii dumneavoastră.